textul de bază pe care am lucrat este textul ebraic, de aici, traducerea în limba greacă și textul în limba latină. Noua traducere a Bibliei catolice a fost începută în anul 1991 de profesorul Alois Bulai, deși a lucrat și câte 16 ore pe zi. Acesta spune că ar lua-o oricând de la capăt. Deși am avut o viață întreagă de când citesc Cuvântul lui Dumnezeu, surprinzător este pentru mine că de fiecare dată este nou, de fiecare dată este proaspăt, de fiecare dată provoacă. Profesorului Alois Bulai s-a alăturat ulterior și Eduard Pătrașcu, directorul Departamentului pentru Cercetare Biblică Iași. Rezultatul muncii lor de 20 de ani este cea mai modernă variantă a Bibliei care există în România. Sunt foarte multe note care ajută să înțeleagă textul și în subsol și în lateral. Sunt foarte multe introduceri, foarte multe materiale auxiliare. Dacă ne uităm la ea, are 3120 de pagini și 3,1 kg. Ele formează, de fapt, de acum un material și va fi difuzat la lumea noastră, sigur în forme mai accesibile, pentru că volumul este mare, el rămâne ca tezaur. La lansarea volumului au participat studenți, preoți, dar și invitați din Italia, specialiști în studiul cărților sfinte. Printre aceștia s-a numărat și vice-rectorul Institutului Biblic Pontifical, care a arătat cât este de dificilă traducerea unui text biblic. That there are terms that can have more than one meaning. When you translate, you have to choose one or the other of the meanings. And so sometimes you lose the richness of the language. Potrivit specialiștilor în lingvistică, noua Biblie reprezintă cea de-a 20-a variantă tradusă în limba română. Noutatea acestei ediții stă în faptul că cele două testamente sunt scrise într-un limbaj modern. Campania Raport de Țară continuă. Este ultima zi de competiție însă pentru județele Bacău și Vaslui. Cine ajunge pe meleagurile vasluiene nu trebuie să rateze un vin celebru, Busuioaca de Bohotin. Cu un parfum unic de amestec de trandafir și busuioc, vinul de midulce este produs de Podgoria Huș. A fost premiat cu medalii de aur la numeroase concursuri de profil, iar moldovenii din județul Bacău